FM, un avion cu destinația Londra s-a întors din drum în această dimineață. Aeronava decolase de pe aeroportul Otopeni, iar comandantul a decis să revină la sol după ce în cabina pilotului au fost detectate niște semnale. Detalii primim de la Cezar Ascutari. Au fost niște semnale în cabina pilotului și comandantul a decis că este mult mai sigur pentru toți pasagerii să se întoarcă spre București. Se fac mai multe testări și investigații pentru a se verifica dacă avionul poate decola din nou și, în cazul fericit, avionul ar zbura din nou spre Londra. Dar dacă vor fi nereguli, pasagerii vor fi debarcați și compania Blair va trebui să ia o decizie dacă îi va reprograma și dacă îi va caza până acești oameni vor putea să zboare din nou spre Londra. Este aglomerație la această oră pe drumul național 1. Mii de oameni vor să se bucure de vremea frumoasă de iarnă în stațiunile de pe Valea Prahovei, pe tronsonul Nistorești, Breaza. Se circulă bară la bară, am stat de vorbă cu comisarul Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.